Locuitorii comunei Samarinești vor fi în scurt timp racordați la rețeaua de alimentare cu apă și canalizare. Primăria a demarat mai multe proiecte care se află în desfășurare, iar în scurt timp întreaga comunitate o să beneficieze de condiții moderne pentru o viață mai ușoară. Pentru a veni în sprijinul locuitorilor, primăria comunei Samarinești, condusă de Marian Ardeiu, a obținut fonduri pentru alimentarea cu apă, dar și pentru canalizare. Proiectele sunt în desfășurare și se muncește din greu pentru derularea cât mai rapidă a lucrărilor. Suntem destul de avansați, mai avem circa un kilometru jumate de rețea de canalizare de introdus și la apă tot cam așa, un kilometru jumate. După cum vedeți, se lucrează în mai multe puncte. Pentru cei aproximativ 1720 de locuitori ai comunei Samarinești, proiectele de modernizare sunt binevenite. Termenul de finalizare a lucrărilor este până la data de 25 mai 2016. Privind apa și canalizarea, e un demers foarte bun pentru comună, e benefic. Este un proiect mult așteptat. Da, da. L-am așteptat de mult, nu de acum. Am mai făcut o fântână publică, adică am reparat-o, dar nu s-a ajungea. Sunt apa și canalizarea și viața e mai ușoară și mai special pentru tinerete. Primarul Marian Ardeiu a intrat în atenția ANI după ce s-a constatat că activitățile pe care le desfășoară împreună cu familia sa sunt incompatibile cu funcția de conducere a comunei Samarinești. Cu toate acestea, în viitoarele alegeri locale va avea susținere din partea cetățenilor.